Ar trebui, din punctul dumneavoastră de vedere, Partidul Social Democrat să intre acum la guvernare în această situație, să preia guvernarea, mai ales că românii vă legitimează în sondaje, sunteți primul partid din România și... Am câștigat și alegerile, ceea ce conform unei cutume ar fi trebuit să ne dea dreptul să încercăm să facem o majoritate. Acum dacă... aveți șansa. Acum avem șansa, dar noi nu vom intra la guvernare. Odată, nu este neapărat proiectul nostru să dărâmăm puterea de dragul puterii. Nu acesta este proiectul nostru. Noi am început un proiect de reformă în partid. Noul PSD începe să se pună pe picioare, am construit Consiliul Național, lucrăm deja în departamente și nu ne dorim puterea cu orice preț. Problema noastră este însă următoarea. Nu putem să punem în paranteză ceea ce vor oamenii. Dacă ne-am uitat pe forumurile noastre, nu numai membrii de partid, pe forumurile care pensionarilor, a tuturor angajaților de la stat, vedem că este o presiune fantastică asupra partidului nou nostru să dăm jos puterea și să preluăm puterea. Deci noi suntem pregătiți în orice moment să preluăm puterea. Să venim cu un program de guvernare, este aproape gata un nou program de guvernare pe care l-am început noi, lucrăm și la Consiliul Național cu un nou avem deja un nou program de guvernare pentru o Românie post-pandemie. Problema este că nu vrem să luăm puterea în orice condiții. Adică nu vrem să luăm puterea făcând un pact, de exemplu, cu actuala putere, cu Partidul Național Liberal sau făcând compromisuri. Nu. Avem un program de guvernare, dacă se va ajunge să ni se dea posibilitatea prin alegeri sau înainte de alegeri să formăm o nouă majoritate, atunci o să chemăm toate forțele politice la masă să discutăm. Putem să construim un program comun și cu alte partide, până la urmă să vină să vadă fiecare ce ar mai vrea în plus față de ce vrem noi sau să negociem anumite lucruri din programul nostru de guvernare, dar vrem să fim responsabili guvernării. Câștigă. Deci excludeți o guvernare cu PNL? Excludem orice târg cu PNL, orice guvernare cu AUR, cu USR, cu PNL, cu oricare, excludem o guvernare improvizată așa acum pe moment. Sigur că dacă acest guvern va cădea, după aceea este din nou actorul principal președintele României. Președintele României poate să spună, voi din opoziție primiți mandat pentru o nouă majoritate. Și atunci noi vom face o majoritate. Pentru asta vom prezenta un proiect în Parlament, opiniei publice. Deci tot la negocieri cu celelalte partide. Se poate ajunge la negocieri cu celelalte partide, dar nu vrem să înlocuim USR-ul, de exemplu, în acest moment, să, așa cum se spunește, că vom duce niște posturi în guvern și vom prelua niște posturi. Asta este absolut exclus. Este exclus, spuneam, și să susținem noi un guvern minoritar. Dacă ni se va da posibilitatea să conducem sau să facem o majoritate, atunci o vom face în condițiile respective. Și în condițiile acestea de criză, în care sunt foarte multe lucruri în program, cum sunt lucrurile legate de energie, de inflație, de creșterea prețurilor la produsele alimentare, ceea ce înseamnă coșul zilnic de trai decent, venitul minim garantat sau de inserție, cum o să-i spunem în viitor, toate acestea sunt lucruri obligatorii pentru un viitor guvern. Ceea ce guvernul acesta nu face în acest moment. PNRR-ul, așa cum a fost el, cu corecturile care se pot aduce, trebuie foarte repede pus în practică. Sunt niște lucruri generale care nu țin de ideologie până la urmă, ar trebui toată lumea să le recunoască și să devină priorități pentru toți. Restul sunt detalii. Sigur că fiecare partid încearcă să-și impună o agendă pe care o are el, privind viitorul, privind conservarea publicului pe care îl are, țintelor electorale, asta este altceva, dar este secundar. Deci noi nu spunem că vrem să se nască așa cum îmi spune câte un jurnalist câteodată în aceste zile, dar cred că dumneavoastră v-ar conveni foarte mult să nu intrați la guvernare și să se facă totul praf și ce facem? Câștigați alegerile. Câștigăm alegerile și preluăm o Românie care este distrusă și după aceea ne trebuie 4 ani de zile. Eu am această experiență să fac parte într-un guvern care a venit după o criză pe care a produs-o dreapta. Este guvernul Năstase. Am fost membru 4 ani de zile în guvernul Năstase și știu ce am preluat în 2001. Nu mi-aș dori niciodată să-l lăsăm, să facem o asemenea, până la urmă, ar fi un act de un cinism fantastic, să lași pe ceilalți să-și rupă gâtul ca să vii tu după aceea. Și ce faci cu organismul social care nu mai funcționează? Deci ne gândim că suntem obligați să facem ceea ce putem să dăm jos acest guvern și să preluăm noi puterea. Dar să dăm jos acest guvern pentru ca să refacă el ca șarpele
să-și refacă, sau ca Râma, să-și refacă el o nouă combinație de dreapta, nu suntem interesați să facem acest lucru. Oricum, vom rămâne criticii acestor partide care au adus România în acest stadiu în tot acest timp.